Ana Cătălin, mulțumim foarte mult! Mergem mai departe. Numărul tinerilor care sunt diagnosticați cu scleroză multiplă sau cu Parkinson a crescut alarmant în ultimii 10 ani. Medicii atrag atenția că de vină ar fi stresul, mâncarea de tip fast food și lipsa activității fizice. Bine, cu mai multe detalii, chiar acum la știrile dimineții, Raluca Mândoiu. Bun găsit! Numărul tinerilor și adulților diagnosticați cu boli neurodegenerative atinge cote alarmante în condițiile în care, în urmă cu 20-30 de ani, astfel de acțiuni, precum scleroza multiplă, accidentul vascular cerebral sau boala Parkinson, erau întâlnite în special în rândul pacienților cu vârste de peste 65 de ani. Acum, de exemplu, 31% dintre cei care suferă un accident cerebral vascular ischemic au vârste cuprinse între 20 și 64 de ani. Spun medicii că principalele cauze sunt lipsa somnului, lipsa activităților cognitive, cum ar fi cititul, nici de cum privitul la televizor sau timpul petrecut pe internet. De asemenea, ar trebui făcută mai multă mișcare. Însă, principala cauză este stresul, la care se adaugă, evident, și alimentația nesănătoasă de tip fast food, dar și mâncatul în grabă. Spun medicii că am putea să prevenim aceste afecțiuni sau măcar să le tratăm din timp, nu atunci când nu se mai poate face nimic, dacă ne-am măsura frecvent, desigur, tensiunea arterială, ori dacă am măsura și am verifica de asemenea periodic nivelul glicemiei și al colesterolului. Totodată, cadrele medicale atrag atenția că sunt câteva simptome care ar trebui să ne dea de gândit și să mergem imediat la medic. Vorbim aici de durerile de cap, de amețelie, de problemele de somn, dar și de durerile de coloană sau chiar de pierderile de memorie.